Nicolae Nosov, Habar n-am în orașul soarelui, capitolul 5. Cum au pornit în călătorie, Habar n-am, Țintișoara și Murdărici Pestrițu. Salut, Pestrițule, îi strigă Habar n-am când Murdărici fu la un pas de el. Ia te uită ce automobil avem. Ce să spun, mare scofală, automobilul lui Șurubel și Piuliță e mai ceva decât al vostru, îi spuse Murdărici. Se opri locului, își vârâ mâinile în buzunarele pantalonilor gri cenușii și se apucă să cerceteze roțile din spate ale automobilului. Ba nu-i adevărat, spuse Țintișoara. Automobilul ăsta e la fel ca lui Șurubel și Piuliță și dacă vrei să știi, Habar n-am are bagheta magică. Mare scofală, spuse iarăși Pestrițu, dacă vreau am 100 de baghete magice. Cum se face că nu le ai? Pentru că nu vreau. Văzând Habar n-am că n-o scoate la capăt cu el, fiindcă așa era felul, spuse, noi pornim într-o călătorie, vrei să mergi cu noi? De acord, acceptă Pestrițu, ne-am înțeles. Deschise portiera, se urcă în mașină și se așeză plin de importanță pe bancheta din spate. Pornesc? Întrebă Habar n-am. Pornește, pornește, spuse Țintișoara. Pornește, numai fii atent să nu ne omori, adăugă Pestrițu. Habar n-am răsuci cheia în contact și apăsă cu piciorul pedala de accelerație. Se auzi un scrâșnet ca de metal zgâriat, motorul zvâcni, mergând în gol un timp până se încălzi. Habar n-am apăsă pe pedala de ambreiaj și băgă mașina în viteză. Mașina se puse în mișcare. Habar n-am învârtea calm volanul, schimba când în viteza întâi, când într-a doua, făcând mașina să meargă când mai repede, când mai încet. Deși habar n-avea de ce trage de o manetă sau de alta, de ce apasă pe o pedală sau pe cealaltă, făcea totuși de fiecare dată exact ce trebuia făcut, fără să dea greș. Explicația e că datorită baghetei magice învăța pe loc să conducă mașina ca un șofer experimentat care nu stă să se gândească pe ce să apese sau ce să învârtă, ci o face automat, din obișnuință. În timp ce trecea de pe o stradă pe alta, apăsa în adins pe claxon ca să atragă atenția locuitorilor. Voia ca tot să-l vadă cât de curajos stă la volan și nu se teme de nimic. Dar ce să vezi? Locuitorii din orașul Florilor credeau că sunt Șurubel și Piuliță și nimeni nu-l băgă în seamă. Cât timp automobilul străbătu orașul, Țintișoara intră în vorbă cu Murdărici. După cum văd, Pestrițule, încă nu te-ai spălat azi. M-am spălat și încă cum. De ce ești așa murdar? Înseamnă că iarăși m-am murdărit. Trebuie să te mai speli odată, fiindcă nu putem să te luăm în călătorie în halul în care ești. Cum adică nu puteți? Se revoltă Pestrițu. Între timp, Habar n-am, ieșise din oraș și ajungând la pârâul castraveților, o luă pe pod. La capătul podului, Țintișoara spuse, ia fă bine și oprește mașina. Acum Pestrițu se va spăla în pârâu. Habar n-am se apropie de mal și opri mașina. Protestez, își ieși din fire Pestrițu. De unde regula asta să te speli de două ori pe zi? Va trebui să rămâi aici dacă nu vrei să te speli. Plecăm fără tine, spuse sever Habar n-am. Cum așa fără mine? Socotiți că trebuie să mă întorc pe jos? Ei bine, dacă e vorba pe așa, atunci mă duceți înapoi de unde m-ați luat, altfel nu accept. Bine fie, lasă-l în plata domnului, să meargă așa murdar cum e, spuse Habar n-am, doar nu o să ne întoarcem din cauza lui. Și dacă în timpul călătoriei ajungem într-un oraș străin și văd toți că am adus cu noi un asemenea prichindel soios, o să ne crape obrazul de rușine, spuse Țintișoara. Așa-i, aprobă Habar n-am, trebuie să te speli, n-ai încotro, Pestrițule. Haideți, prieteni, să ne spălăm toți trei. Ce ziceți? Auzind că nu se va spăla numai el, Pestrițu se liniști și spuse, cum să te speli aici, fără săpun, fără prosop? N-ai grijă, răspunse Habar n-am, o să fie de toate. Agită bagheta magică și imediat apărură trei bucăți de săpun și trei prosoape. Pestrițu vrut să se mire, dar își aminti de regula lui, să nu se mire de nimic, și porni spre pârâu, fără să scoată o vorbă. Peste câteva minute, toți trei erau spălați și goneau cu automobilul prin pădure. Țintișoara stătea în față, ca înainte, lângă Habar n-am, iar Pestrițu în spate, lângă lada albastră.
Drumul era întortocheat și nu prea neted. Pe alocuri ieșeau din pământ rădăcini groase de copac, nimereai uneori în gropi și hârtoape, habar n-am reducea din timp viteza prin astfel de locuri ca să nu-i zdruncine mașina. Țintișoara se întorcea într-una și se uita zâmbitoare la pestrițul, îi făcea plăcere să-l vadă atât de curățel și de rumeior. Vezi ce bine e, spuse, doar îți place și ție să te speli. Pestrițul își întoarse capul într-o parte, nevrând să o privească. Gata cu bosunflarea, asta e lipsă de politețe, spuse țintișoara, alături de tine e lada albastră cu înghețată. A, aici e înghețată, se bucură pestrițul, tocmai mă uitam să văd ce-i cu lada asta. Scoase de acolo 3 porții de înghețată, toți se apucară să mănânce, habar n-am trebuia să facă 2 lucruri deodată, să mănânce înghețată și să conducă mașina. Cu o mână ținea volanul și în cealaltă ținea înghețata, pe care o lingea conștiincios. Absorbit cu totul să mănânce înghețata, nu văzu groapa din față și n-apucă să reducă viteza. Mașina se zdruncină atât de tare încât pestrițul sări în sus și, fără să vrea, înghiți dintr-o dată toată înghețata. În mână-i rămase doar bățul. Mai încet, frățioare, îi spuse lui habar n-am, am înghițit toată înghețata din cauza ta. Nu-i nimic, răspunse habar n-am, poți să iei alta. Bine atunci, se liniște pestrițul și scoase altă înghețată din ladă. Țintișoara spuse, ai face bine să nu mai mănânci înghețată, măi habar n-am, îți distrage atenția și ne pomenim că facem un accident. Să nu mai mănânci nici tu, răspunse habar n-am, fiindcă îmi faci poftă și din cauza asta nu mai pot fi atent la drum. Bine, nu mai mănânc, acceptă țintișoara. Dar eu am să mănânc pentru că stau în spate și nu distrag atenția nimănui, spuse pestrițul. În curând ieșiră din pădure și mașina porni în goana mare pe câmp. Drumul urca mereu, iar călătorilor noștri începu să li se pară că au ajuns chiar la capătul pământului, fiindcă dincolo de munte nu se vedea nimic în afară de cer. Ar trebui să mergem în altă direcție, pentru că în partea asta pământul se sfârșește, spuse habar n-am. Așa-i, întări pestrițul, ne-am cam supraapreciat forțele. Ai face bine să micșorezi viteza, altfel nu reușești să frânezi la timp și ne ducem de-a berbeleacul. Cel mai bine ar fi să întorci mașina, să o luăm înapoi cât mai departe de primejdie. Nu, răspunse habar n-am, de mult îmi doresc să văd ce începe acolo unde se sfârșește pământul. Tot discutând, călătorii noștri ajunseră în vârful povârnișului. O priveliște de necuprins li se deschise în fața ochilor, jos se întindea o câmpie largă, la dreapta ei se înălțau coline înverzite pe care se găseau aici colo tufe dese. În zare se vedea o pădure întunecată, câmpia toată căpătase culoarea păpădiilor aurii, albă strelelor, cele mai multe erau niște flori albe, dintre acelea pe care prichindeii le numeau în glumă pâsat de mesteacăn. Era așa de mult pâsat din trăsta, încât pe alocuri pământul părea acoperit de zăpadă. Călătorilor noștri li se tăie respirația când văzură atâta frumusețe. Se vede treaba că pământul nu se sfârșește aici, spuse habar n-am. Da, îl susținu pestrițul, pământul se dovedește a fi mai mare decât bănuim noi că este. Prin urmare am făcut o importantă descoperire științifică, așa că mai pot mânca o porție de înghețată. Rostind asta, își vârâ mâna în lada albastră, pescui din ea o înghețată pe băț și începu să o mănânce. Drumul trecea pe la poalele muntelui, așa că mașina își mări viteza. În curând însă, începu iar urcușul și iarăși călătorii crezură că se află la capătul pământului, dar cum se sfârși povârnișul, în fața lor apăru o nouă întindere de necuprins și treaba asta se repetă de câteva ori. Se spune că pământul n-are sfârșit și că nu-i dai de capăt în orice parte ai lua-o, spuse țintișoara. Cred că-i greșit, răspunse habar n-am. Noi prichindeii suntem foarte mici și nu putem cuprinde întinderile mari cu privirea noastră slabă, de aceea ni se par fără sfârșit. Așa mă gândesc și eu, îi luă vorba din gură pestrițul. Părerea mea e că toate au un sfârșit. Uite, de exemplu, în lada asta e mult înghețată, dar bănuiesc că în curând îi vine și ei sfârșitul. Tot sporovăind așa, habar n-am și tovarășii lui de drum merseră ca vântul
tot mai departe și nu băgare de seamă că în goana lor au ajuns la o răscruce de drumuri. Habar n-am oprit mașina ca să se lămurească încotro s-o apuce mai departe, înainte, la dreapta sau la stânga. La răscruce era un stâlp cu trei săgeți indicatoare. Pe săgeata care arăta înainte era scris orașul de piatră. Pe săgeata care arăta la stânga era scris orașul de pământ. Și în sfârșit, pe săgeata care indica la dreapta, era scris orașul soarelui. E clar, spuse Habar n-am, orașul de piatră e un oraș construit din piatră, orașul de pământ e construit din pământ, acolo toate casele sunt din pământ. Da, orașul soarelui, după tine e făcut din soare, așa-i? Ce zici? Îl întrebă pestrițul în zeflemea. Poate, cine știe, răspunse Habar n-am. N-aș crede, fiindcă soarele e foarte fierbinte și nu văd cum s-ar putea construi case din el, spuse țintișoara. Mergem acolo și vedem, spuse Habar n-am. Mai bine mergem întâi în orașul de piatră, propuse țintișoara. E foarte interesant să vezi case de piatră. Ba, mi-aș dori să văd casele făcute din pământ. E interesant de văzut cum locuiesc în ele plichindeii, spuse pestrițul. Nu-i nimic interesant. Mergem în orașul soarelui și gata. I-o reteză scurt, Habar n-am. Cum adică și gata? Dar cine te crezi tu? Că ești cel mai mare aici și poți să comanzi? Se revoltă pestrițul. Împreună am plecat, împreună trebuie să hotărâm. Încercară să ia o hotărâre împreună, dar nu reușiră să cadă de acord. În cele din urmă, țintișoara spuse, mai bine să nu ne certăm, să așteptăm, să lăsăm ca vreo întâmplare oarecare să ne arate încotro să mergem. Habar n-am și pestrițul încetară să se mai certe. În timpul ăsta, pe drum a apărut din stânga o mașină. Trecu ca o săgeată prin fața călătorilor noștri și dispăru în direcția arătată de indicatorul pe care scria orașul soarelui. Vedeți? Spuse Habar n-am. Întâmplarea asta ne arată că și noi trebuie să mergem în orașul soarelui, să nu fiți mâhniți. Mergem, facem o vizită în orașul soarelui, apoi putem să ne întoarcem în orașul de piatră și în orașul de pământ. Spunând acestea, porni motorul, răsuci volanul spre dreapta și mașina porni la drum.